Noi suntem în seara aceasta gazdă a, a școlii Neamțu, și a concilii Libertății pe și a lui Mihai Neamțul, care a, cred că va avea un timp foarte fain cu noi, a, cercetând puțin mintea Sfântului Augustin. Ce aș vrea de la dumneavoastră este să aveți și puse pe silențios. Este foarte important aspectul acesta. A, în același timp, dacă ați observat, Mihai are aici cu el și cărți. Și sunt convins că la final le puteți achiziționa cel puțin la standul de afară. Uh, aș vrea să fim atenți la ceea ce se întâmplă aici, eu cred că va fi un timp foarte fain. Uh, hai ne bucurăm de, 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 de uh, inițiativa asta ta și sperăm să ne fie utilă tuturor. Mulțumesc tare, mult, Darius! Mulțumesc tare, mult, pentru căzduirea noastră. Inițial, am gândit să facem efectiv o masă rotundă în jurul unei cărți, dar numărul mare de participanți și de oameni interesați ne-a obligat, și cu distanțarea de rigoare, să ne retragem aici, în subsolul acestei clădiri. Aveam un loc pregătit pentru noastră oarecum mai intim, dar în continuare trebuie să ținem cont de această distanțare. Eu nu dau și nu iau această infecție, după cum știți, probabil, și atunci o să port uh, distanța, o să mă mențin uh, distanța față de dumneavoastră, și nu o să port masca. O să vreau să încep prin a spune câteva lucruri despre gândul acesta. Uh, de ce facem clubul acesta al marilor cărți? E o instituție pe care au creat-o mulți uh, înaintea noastră, mulți oameni deștepți înaintea noastră, și eu însumi am beneficiat de pe urma acestei experiențe de a fi invitat să citesc niște cărți mari. Am în viață nu știu câte lucruri poți să faci, probabil că poți să întâlnești niște dascăl mari, în viață poți să vizitezi niște muzee extraordinare și să citești niște cărți fundamentale. Acestea, cel puțin, ne sunt la, la dispoziție. Alte experiențe, nu știu, experiența politică sau experiențe spectaculoase, vă sunt la îndemână în funcție și de context. Dar a cumpăra o carte, a citi mari clasici, mi se pare un exercițiu fundamental, mai ales în contextul acesta al demenței digitale care ne afectează pe noi toți. Dependența față de tehnologie este un pericol real pentru mintea umană și ne-am gândit cu un grup de prieteni cum am putea să strângem aceste energii care există în Timișoara, oraș universitar, cum am putea să ne vedem față către față, uneori nu reușim să o facem la terase sau în alte contexte pentru că ne este interzis. Iată că într-o biserică sau într-o clădire dedicată unui cult. încă mai sunt permise întâlnirile. Slavă Domnului și mulțumesc pentru, pentru această oportunitate echipei minunate din jurul lui Darius, Cusmanus Cionca și ceilalți prieteni ai noștri. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Esterei Dalca, care s-a ocupat de pregătirea acestor materiale pe care vi le-am și oferit spre lectură. Cine nu are materiale și am văzut că au venit unii prieteni, o să vă dau o să vă dau aceste materiale, poate tu Radu mă ajuți Uite mai vin prieteni în spate În esență ce vreau să vă propun în această seară este o experiență Se spune că viața, viața unui om Este suma emoțiilor de calitate Pe care le are de-a lungul perioadei adulte, în mod special O viață trăită cu sens O viață în același timp de excelență presupune emoții Rarefiate și calitative. Emoții vulgare, emoții, nu știu cum să spun eu, nerafinate, putem avea în aproape orice împrejurare. Dar să ai parte de aceste experiențe speciale, din punct de vedere intelectual, presupune să creezi o comunitate. Și noi, prin acest club de lectură, pe care îl veți vedea în multe contexte, da, clubul acesta de lectură va avea locul de, locuri de întâlnire și în spații ca acestea, dar și în spații laice, o să încercăm să accesăm și Muzeul de Artă, și Piața Unirii și în alte locuri suntem invitați. O să vedeți ce frumos poate să fie o, frumoasă poate să fie o seară în preajma unor idei fundamentale. În cazul nostru am zis să începem cu un om, um, o personalitate care este... Foarte, foarte aproape de neliniștile și frământările veacului. Eu vreau să salut și prezența unor profesori universitari, a unor reprezentanțe mediului cultural din Timișoara, profesorul, bineînțeles, Claudiu Mesaroș de la Facultatea de Științe Politice și Filozofie. Mulțumim pentru prezență și să-l salut pe prietenul meu, Corneliu Berari, licențiat proaspăt în istorie, de asemenea alături de noi, un expert în ceea ce înseamnă istoria secolului VI. Nu o să ajungem încă acolo. Se pare că cei care vor să fie licențiați pot oricând să iau un bun exemplu de la un alt mare istoric, nu este cu noi, ar fi putut fi cu noi, e vorba de Neagu Giuvar, am înțeles că el a mers la școală, la ultima școală, la 68 de ani, s-a apucat să studieze limba sârbo-croată și a terminat, a absolvit la 72 de ani uh, această facultate, ca să mai trăiască încă 30 de ani după, dacă cumva vi se pare că viața nu are sens, să știți că oricând puteți învăța limba sârbo-croată, mai ales dacă sunteți la Timișoara și puteți fi licențiați uh, în istorie. De ce spuneam că Augustin este un autor contemporan cu noi? Pentru că neliniștile lui sunt neliniștile noastre. Pentru că epoca lui seamănă teribil cu epoca noastră, o epocă nedeslușită. Haideți să începem prin a fixa întâi de toate câteva elemente de, de istorie a Antichității Târzii. Augustin se naște la mijlocul secolului IV. Secolul IV după Hristos, încă Mediterana era un spațiu unde păgânismul și creștinismul coabitau. De altfel, putem spune că lucrul acesta se vede foarte bine și la nivelul elitelor. Îl avem, de pildă, pe Iulian Apostatu în anul 362, care declară că niciun creștin nu are voie să mai predea în universități. Niciun creștin nu avea voie, de pildă, să îi predea pe clasici în contextul în, era, în contextul în care el era împărat. Imediat după Iulian Apostatu avem alte figuri ale Imperiului Roman de răsărit care impun ortodoxia niciană de pildă ca o religie de stat. Se întâmplă mai ales cu Teodosie I și uh, povestea sedimentării creștinismului instituțional continuă în secolul V cu uh, alte afirmări ale crezului de la Nicea, inclusiv cu sprijin politic. Deci suntem într o epocă amestecată în care avem diferite ideologii diferite religii, avem religia misterilor, avem de asemenea prezența iudaismului în Mediterana, avem, bineînțeles, păgânismul cu tot ceea ce înseamnă uh, credința în zeii Greciei antice, sigur, în declin și, de asemenea, avem foarte multe curente filozofice de la stoicii. Care găsesc în Marcus Aurelius un reprezentant de seamăn, Stoicismul Târziu, până la neoplatonicii, care în Porfir sau Plotin, iarăși, uh, exprimă idei foarte importante pentru ceea ce înseamnă gândirea elenistică. Deci, e o epocă, am putea spune, care seamănă cu epoca noastră. Nu e nimic clar, nu e nimic cert, care e viitorul, nu e foarte limpede și, astăzi, dacă vă uitați în Europa sau în America, elitele noastre, nu sunt neapărat elite creștine Nu-și mai revendică această identitate Dar din când în când mai scapă câte unul Deci e un soi de lume foarte amestecată Și în această lume amestecată În nordul Africii Care nu semana, atunci nu mâna deloc cu ceea ce avem astăzi Africa astăzi este În partea de nord Cel puțin în zona Magrebului Complet islamizată Se naște în anul 354 Un tânăr Un copil bineînțeles briliant, genial din unirea legitimă a Monicăi, mama, cu Patricius, tatăl, care este un funcționar public, care are aspirațiile oricărui om din uh, Imperiul Roman, anume să acceadă cât mai repede, cât mai ușor la funcții de conducere și, dacă se poate, bineînțeles, să lase o moștenire fiului său. Prin urmare, pentru tatăl lui Augustin era esențial ca educația clasică pe care o primeau toți funcționarii publici să fie pusă la temelia dezvoltării lui, cum am spune astăzi, personale sau intelectuale. Și Augustin crește într-o asemenea familie, are și un frate, are și, spun istoricii, Peter Brown, de pildă, două surori. Dar, în primul rând, are o mamă, nu? Are o mamă pe care o vom vedea evocată cu foarte multă căldură în confesiuni și, de asemenea, are un tată distant, relativ prosper, dacă are și el sincope la un moment dat, nu mai are bani să-l țină la școală. Un, un om care, din păcate, nu îi împărtășește căutările spirituale, care chiar se bucură atunci când el rătăcește de aceste rătăciri, dar care vede într-o carieră publică calea către succes pentru fiul său. Avem această deci tensiune fundamentală de la începuturile vieții lui Augustin între dimensiunea lăuntrică pe care o căuta mama lui Augustin, Monica, sau Monica și dimensiunea publică, exterioară. Poate că asta este ceea ce ne caracterizează pe toți. Avem uneori o grijă excesivă cu privire la ceea ce văd alții, nu un exterior în ceea ce ne privește personalitatea, felul de a fi, felul de a vorbi, felul de a, de a ne îmbrăca, suntem frământați cu privire la ceea ce este dat în vi, vi, uh, vileag și ceea ce este public. Pe de altă parte, suntem și noi uh, persoane neliniștite care au întrebări fundamentale cu privire la sensul vieții, cu privire la viață și moarte, cu privire la iubire, cu privire la experiența suferinței și tot ceea ce Augustin relatează în această absolut superbă carte. Un moment de cotitură. Pentru Augustin îl reprezintă, bineînțeles, plecarea lui din contextul familial, când el trăiește ceea ce trăiește fiul risipitor. Nu? Figura aceasta arhetipală, până la urmă, a Bibliei, fiul risipitor care pleacă de lângă casa tatălui și uh, își și vinde averile moștenite de la tatăl și își cheltuiește, până la urmă, această avere simbolic vorbind. Această experiență a risipirii, a cheltuirii este o experiență pe care Augustin o are, aș pune toată viața lui Augustin sub în paradigma aceasta fiului risipitor care își caută drumul către casă. Dar, înainte de a face, să spunem pe scurt, pentru noastră... O expunere care să relateze biografia lui Augustin, aș vrea să spun cum anume este scrisă această carte. Accentul în întâlnirile noastre, clubul, uh, clubul nostru de carte sau dedicat marilor cărți, se va preocupa în primul rând de carte, deci de lectura cărții. Aș vrea de să nu plec uh, cu gândul spre. Epocă spre tot ceea ce înseamnă context. Aici, în a doua parte, puteți dumneavoastră să aveți intervenții. Aș vrea să insist asupra felului în care arată această carte, cum trebuie ea citită și, dacă vreți, și asupra structurii ei. După ce discutăm structura cărții, după ce discutăm argumentele ei, după ce atingem cel puțin trei pasaje importante, de asta v-am dat și niște copii, aș vrea apoi să deschidem larg discuția spre orice ce vă frământă, cu mențiunea că probabil vom mai face încă o sesiune de acest tip pentru că Augustin merită, merită, acest lucru. Pentru mine Augustin este un Everest al gândirii filozofice și teologice din Antichitatea Târzie. Pentru mine Augustin este o supernovă care luminează bolta, bolta aceasta a meditațiilor creștine și a nu te întâlni cu Augustin este, după părerea mea, o enormă pierdere. Așa că sunt foarte bucuros și foarte onorat de un număr atât de mare de oameni. Nu am făcut o promovare specială a evenimentului, pur și simplu am aruncat o vorbă și oamenii s-au bucurat să vină și vă mulțumesc încă o dată despre, pentru asta. Despre carte. Cartea Confesiunile este cea mai importantă autobiografie scrisă de un creștin, probabil că în ultimii 2000 de ani. Din punctul meu de vedere. Această carte nu are egal și ea este scrisă de un occidental. Motiv pentru care noi rezonăm atât de mult cu el. Au mai fost scrise și alte cărți în acest registru de la Grigorie de Nazianz, un, uh, un uh, mistic al, uh, să spunem, tradiției orientale, dar uh, niciodată nu găsim la Grigorie de Nazianz, de pildă, plonjonul în, uh, să spunem, sinele abisal. Al, al autorului, așa cum găsim în această carte, care începe, care este împărțită în 13 cărți și care începe cu uh, această laudă a lui Dumnezeu. Este extraordinar și poate că așa trebuia să începem și noi, cum un autor din Antichitate care a făcut o descoperire se raportează uh, fundamental și direct la sursa inspirației. Asta este diferența între noi, moderni și antici. Din prima clipă, când deschidem cartea, îl vedem pe Augustin raportându-se la sursa inspirației pentru această carte, care este însuși Dumnezeu. Mare ești, Doamne, și cu adevărat vrednic de laudă, mare este puterea ta, iar înțelepciunea ta nu poate fi măsurată. Și totuși un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta, vrea să te slăvească. Un om purtând asupra sa datul morții, purtând mărturia că tu te împotrivești celor trufași. Și totuși un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta, vrea să te slăvească. Tu l-ai îndemnat să-și afle bucuria lăudându-te pe tine, căci pentru tine ne ai zidit, iar inima noastră este neliniștită până să-și afle odihna întru tine. Dăm, Doamne, putința de a te ști și de a te înțelege. Dacă trebuie mai întâi să te invoc, or să te laud, să te cunosc, mai întâi or să te invoc. Dar cine te va invoca fără să te cunoască? căci cel care nu te cunoaște poate invoca pe altcineva în locul tău. Sau, mai degrabă, nu ești tu invocat tocmai ca să fii cunoscut? Dar cum îl vor invoca pe cel în care nu au crezut? Sau cum vor crede fără propovăduitor? Și îl vor lăuda pe Domnul cei care îl caută. Tensiunea între a cunoaște și a iubi. Nu poți să iubești pe cineva fără să-l cunoști, nu poți să-l auzi fără să-l fi recunoscut. E o tensiune pe care o întâlnim la Pascal între ceilalți filozofi creștini. Textul continuă cu o meditație asupra locului unde se află Dumnezeu. Dumnezeu se află pretutind în creație, cel ce pretutinde ne și pe toate le împlinești. De asemenea, Dumnezeu se află în lăuntrul sufletului acestui căutător, Augustin. Dumnezeu se află în orice lucru și totuși își menține transcendența. Ce interesant de la bun început, dragi prieteni, este că Augustin, când face aceste mărturisiri, Combină, amestecă, țese, dacă vreți, din memoria lui, cuvinte ale scripturii cu propriile sale cuvinte. Nici nu-ți dai seama unde Augustin citează din psalmi și unde el rostește o rugăciune. Deci, cu alte cuvinte, avem de-a face cu un anumit tip de memorie, un anumit tip de atitudine a scriitorului antic, pe care noi nu o mai avem astăzi. Încă o dată repet. Suntem într-o lume fără tehnologie Suntem într-o lume în care nu exista Google search Suntem într-o lume în care nu puteai să citezi Pur și simplu scoțând câte o carte Din bibliotecă Întrebarea este cum s-au scris aceste cuvinte Și unii dintre comentatori ne spun Că Augustin pe semne Pe semne avea un tahigraf Angajat, adică un, un Scriptor, un, iertați-mă Un specialist în, în scrierea rapidă Asta înseamnă tahigraf Da un fel de grefier, cum avem astăzi la curțile de judecată, și când rostea rugăciunile, Augustin, e posibil ca el să fi stat în genunchi. Și tahigraful, gândiți-vă că el, el rostește o rugăciune timp de 40 de minute sau 20 de minute, în funcție de ritmul rugăciunii, dar lungi, sunt relativ lungi, sau 10 minute. Și atunci, în clipa în care el rostea aceste rugăciuni, probabil stând în genunchi, nu, tahigraful colecta toate aceste cuvinte care țâșneau din gura lui cu un soi de putere asociativă pe care noi astăzi nu, nu mai avem. El face toate aceste trimiteri fără să aibă cărți în jurul său. E un anumit tip de minte, aici aș vrea primul punct pe care vreau să-l atingem, ce tip de minte aveau acești antici? Pavel, de pildă, nu numai Augustin, da? Origen, Grigorie de Nazianz, Vasile cel Mare, toți acești oameni aveau un fel de a se raporta în primul rând la Scriptură. Ei nu spun psalmi, nu? Psalmul 10, versetul 23 până la 25. Această diviziune de altfel la Biblie e târzie. În secolul 13 abia, niște medievale au hotărât să spună hai să împărțim Biblia pe capitole și versete. Pentru că nevoia de a le cita nu exista. De ce? Pentru că oamenii recunoșteau cuvintele Bibliei, pentru că ei înșiși le știau de unde? Din practica liturgică din consumarea cuvântului într-o comunitate. Și atunci după cum vedeți, nu există nicio paranteză în textul lui Augustin, eventual parantezele sunt adăugate de editorii moderni. Deci primul lucru pe care aș vrea să îl vedem este structurarea unei minți contemplative pe alte aliniamente decât cele pe care noi astăzi oamenii moderni le avem. Noi astăzi ne gândim la educație într-un cu totul alt fel. Și vedem cartea ca fiind ceva exterior nu, și mintea ca fiind ceva lăuntric, și cumva lucrurile acestea trăiesc într-o tensiune, nu? Pentru Augustin, deja suntem în contextul în care, în anul 397, convertirea a avut loc. Omul acesta avea 42 de ani, deci el scrie cartea asta la 42 de ani, scrie timp de 2 ani această carte, da? Și de 13 ani citise Biblia. Deci, Biblia era pentru el un text asimilat. Nu era un text exterior. Vedeți cum facem noi? Avem tendința unor să spunem: Ia stați acum, dați în voie, deschidem pagina, ne uităm la verset și vrem să fim preciși. Nevoia de precizie nu există. Reflexul ăsta de a fi științific, da, pe care noi îl avem în lumea modernă, nu exista atunci. De ce? Pentru că Augustin considera că el este într-un act doxologic de comunicare cu Dumnezeu și că lui este permis uneori să citeze greșit dacă se reține sensul și dacă se reține cumva gândul principal. Deci, cartea este extraordinară. Cartea începe printr o laudă adusă lui Dumnezeu și continuă după aceea foarte pe scurt, fac repede uh, recapitularea ideilor principale din carte, continuă cu o descriere a copilăriei. Copilăria este timpul uh, pe care nu și Blaga l-a descris un timp al jocului, al experienței ludice în care însă nu vede doar un element de inocență. Fiindcă joaca asta, spune el, la copii are și elemente de răutate. Are porniri suspecte. Copiii nu sunt inocenți. Copiii uneori sunt chiar răi, o spune Augustin. Și probabil cei, căs cei căsătoriți și cu copii pot să spună uh, că Augustin uh, are. Dreptate, Augustin nu a fost căsătorit și totuși a avut un copil, Adeodatus, deci știa ceea ce spune. Adeodatus, singurului copil, cel puțin oficial, este, a fost un, un tânăr briliant care a murit la 16 ani și Augustin l-a observat cu foarte mult drag, dar în același timp a înțeles, privindul pe acest copil al său, că există, există o pornire spre lucrarea fără de legii care în ceea ce îl privește, și cu asta intrăm în cartea a doua, da? deci după prima carte unde el îl laudă pe Dumnezeu și evocă condiția, să spunem, copiilor, copiilor foarte mici, în a doua carte el evocă o experiență particulară a adolescentului la 16 ani. Pe lângă respingerea studiului limbii grecești, ceea ce l-a costat mai târziu, a, făcut a comis și câteva erezii Augustin pentru că n-a citit în original părinții răsăriteni și deciziile bisericii primare care au fost redactate în limba greacă. El ne povestește cum, într-o zi, împreună cu prietenii, depistează în grădina unui vecin un păr, de fapt mai mulți peri. Și se duce, urcă în copac, și fură niște pere. Da? Niște pere care nu erau ale lui. Este plăcerea transgresiunii. El spune așa, nu mi era foame. Nu am luat perele alea pentru că aveam nevoie de ele. Nu le-am luat ca să vând perele, să fac bani. Le-am luat pentru plăcerea intrinsecă de a nu asculta de porunca lui Dumnezeu. Care e explicită, nu? Dacă recitim decalogul, mi se spune foarte clar: să nu urânești, să nu poftești la cele ale aproape lui tău. Plăcerea de a suspenda legea, spune el, e suspectă. Omul revoltat, ființa adamică care nu ascultă doar pentru a testa limitele, se revelează în experiența aceasta primordială a adolescenței lui. Și, această, uh, și acest rapt, această, uh, această experiență a furatului îl urmărește pe, pe Augustin toată viața. De altfel, urmează uh, să sistematizeze o, ex, o, o doctrină întreagă despre relația între natură și har, prin care el sublinează că fără har, adică fără asistență divină, omul nu poate să-și depășească condiția decât foarte, foarte greu, de fapt, în, în ultima instanță este imposibil să-și depă, depășească condiția de, de ființă păcătoasă. Furatul perelor este experiența uh, extraordinară a transgresiunii care pregătește o altă experiență Relatată în cartea a treia Cartea a treia lui Augustin este despre experiența între 16 și 18 ani Augustin deja a trecut de întâlnirea cu acest curriculum școlar Este deja în Cartagina și spune, la un moment dat, Cartagina e departe de casa lui și a, și a părinților lui, tagaste, și spune, Cartagina m-a aștepta cu păcatele și patimile clocotind, m-a aștepta pentru experiență a alienării, a înstrăinării de Dumnezeu și de povețele mamei. Deci, mama este creștină, tatăl este păgân, tatăl e mândru că a dat naștere, mă rog, Că a contribuit la nașterea unui flăcău vânjos, deștept, carismatic Dar mai mult decât atât, se și laudă pe la prieteni Asta e taică Cu pornirile adulterine și foarte, foarte, să spunem, riscante ale, ale fiului Acestea includ inclusiv un concubinaj cu o tânără nord-africană care rămâne nepomenită și le spune prietenilor săi, tatăl, uite ce flăcău, uh, uh, breaz am eu. E momentul în care Monica e foarte nelin neliniștită și cartea a treia ne relatează experiența păcatului mândriei, deci există o corelație pe care Augustin o vede între mândrie intelectuală și căderea într-un păcat trupesc, apoi atracția pe care o reprezintă Manihei, cei care susțineau că există două principii. Ale binelui și ale răului, care explică, să zicem așa, lumea aceasta, ființa aceasta căzută. După care, tot în Cartea a Treia, ni se spune cum Monica plângea văzându-l pe el în aceste risipiri ale sinelui și cum Monica cumva, prin aceste lacrimi, urma să dea naștere viitorului Augustin. Augustin, cel pe care noi îl cunoaștem astăzi, Sfântul Augustin, este fructul lacrimilor mamei. Și în acest fel, mama da devine o figură cumva centrală pentru toată biografia lui. Cartea a patra e despre ambiție, despre căutarea libertății, despre pierderea unui prieten, despre experiența suferinței pe care noi nu o putem ocoli, dar și despre întâlnirea lui cu un reprezentant al acestei doctrine maniheice, care spunea în esență că trebuie să trăim cu această dualitate între bine și rău și că ele sunt oarecum ne-reconciliabile. și în întâlnirea personală pe care Augustin o are cu un reprezentant al maniheismului, el este extrem de dezamăgit. Este extrem de dezamăgit de lipsa de pregătire filozofică și de subtilitate a acestor manihei, motiv pentru care el și abandonează această sectă și merge mai departe. Deci cine este Augustin? Cum se profilează Augustin? Ca un căutător. Aș pune chiar un pic polemic ca un traseist. Dacă n-ați întâlnit până acum un trasteist, nu politic, ci metafizic, Augustin este trasteistul perfect. Da, omul pleacă dintr-o școală filozofică către altă școală filozofică și descoperă mici frânturi de adevăr. În manihaiism, de pildă, descoperă existența răului. Răul. E real, nu poți să spui că nu există rău. Gândirea pozitivă care astăzi ne spune, uh, incantează în fiecare dimineață, rostește de 20 de ori, sunt bine, sunt frumos, sunt deștept și astfel vei, uh, vei vei izbândi, e oarecum infantilă. Pentru că răul se produce. Și pentru că răul este inexplicabil. De pildă, uneori copiii mor. E argumentul lui Ivan Karamazov împotriva, împotriva lui Alioșa cu privire la suferința celor, uh, celor foarte tineri, a copiilor. Răul există. Și tulburat de această existență a răului, el îmbrățișează o vreme maniheismul ca o doctrină filozofică simplistă, dar își dă seama că ea nu rezolvă multe alte întrebări și se duce mai departe și îmbrățișează scepticismul. Ia a doua experiență a traseistului Augustin, el spune, de fapt nu putem cunoaște mare lucru, nu putem cunoaște binele și răul. Și atunci îmbrățișează școala academicilor, pe care mai târziu o va critica, care este școala scepticismului filozofic, care, care până la urmă, în termeni moderni, se traduce prin, dacă vreți, agnosticism, adică nu putem ști dacă Dumnezeu există sau nu există și vom trăi cu această suspendare a întrebării cu privire la Dumnezeu până la sfârșit. Și totuși, lucrul acesta nu îl mulțumește. Continuă să citească, citește Aristotel. Citește clasicii neoplatonici prin traducerea lui Marius Victorinus și la 28 de ani, îl vedem în cartea 5-a, da? Sunt 13 cărți, mă, mă angajez să accelerez puțin ritmul. La 28 de ani îl vedem pe Augustin. Gândiți-vă și dumneavoastră ce făceați la 28 de ani. <laughs> îl vedem pe Augustin plecând la Roma. Deci, părăsește continentul african... Părăsește Cartagina, care era un oraș important, nu știu, aș putea să-l compar poate cu Parisul, dar era un oraș relativ important, un oraș fenician, era un oraș cu care Cato se certase de mult, era un oraș unde existau resurse intelectuale și de altfel era un grânar important al, al Romei, de acolo plecau foarte multe bunuri către cetatea eternă, el se duce însă la Roma pentru a se consacra, nu? ca urmare a așteptărilor pe care tatăl său le avea de la el în locul unde, până la urmă, împăratul trăia sau ar fi trebuit să trăiască, pentru că mai târziu Honorius, unul dintre împărații romani cu care Augustin a fost contemporan, s-a dus la Ravenna, acolo îl întâlnește pe Simachus, care este un reprezentant al păgânismului tradițional, care îi oferă o slujbă, și anume slujba de retor, de profesor, care însă îl nemulțumește. Și deci, traseistul care încearcă mult mai multe doctrine și școli filozofice, nu numai că pleacă dintr-o formă de gândire către altă formă de gândire, ci pleacă dintr-un oraș într-altul în căutarea adevărului. Pleacă, deci, din Tagaste, pleacă la Cartagina, din Cartagina pleacă la Roma, pleacă la Roma într-un fel surprinzător, mama lui era cu el și o minte, o păcălește și spune, tu stai aici ea era în capela Sfântului Ciprian, o să revin peste câteva ore, tu stai aici și roagă-te, Monica se duce și îl ascultă docilă, îl crede pe fiul ei și în timp ce ea se ruga de zor într-o capelă dedicată Sfântului Ciprian, el se suie într-un vapor și o lasă, cum s-ar spune mai pe românește, cu ochii în soare pe sărmana lui mamă și într-adevăr se duce din nou la uh, uh, sursa, să spunem, uh, mândriei care este cunoașterea aceasta de ordin filozofic la Roma pentru a afla, cum spuneam, adevărul. Acolo îl întâlnește Pesimahu, spuneam, și acest reprezentant al păgânismului oferă uh, niște bani, deci îi oferă o slujbă, dar nici, nici lucrul acesta nu îl mulțumește. Și el merge mai departe, spuneam, că itineranța îl caracterizează pe Augustin și ajunge la Milano. Adică nordul Italiei, unde, de altfel, poate mă ajuți aici, Corneliu, cred că la un moment dat a existat tot așa pentru o, o vreme, o reședință cel puțin imperială, și acolo îl întâlnește pe Ambrozie. Ambrozie e un personaj esențial pentru viața lui Augustin și aș vrea să-l vă notați mental dacă nu să scrieți lucrurile acestea, fiindcă uneori, tot timpul mă repet aici, da? un stilou mic face cât, face cât o memorie mare, s-ar putea să ajute să, să rețineți acest nume, Ambrozie de Milan sau din Milan, este un episcop foarte, foarte important cu daruri carismatice care profețește convertirea lui Augustin pe când acesta era în destrăbălări și pierzanie și care atunci când Augustin îl abordează îi spune nu ești pregătit pentru răspunsurile pe care le am pentru tine. E o experiență interesantă de tip inițiatic. Tu te duci să te edifice cineva și acel cineva îți spune nu ești pregătit pentru ceea ce urmează să-ți spun. Așa că tu te în treaba ta cine spune nou celor moderni asta că există o cunoaștere de tip ierarhic, că există o cunoaștere de tip inițiatic sau mistagogic. Cunoașterea nu e disponibilă oriunde și oricum. Cunoașterea adevărată presupune o pregătire de tip sufletesc. Nu e doar Google Search, Wikipedia, nu îmi lipsește o informație. Și cu asta intrăm într o tensiune foarte important. Tensiunea între formare și informare. Noi trăim într-o lume a oamenilor extrem de informați, care au iluzia progresului, nu? Domnule, pentru că știm mai multe decât înaintașii și noștri, suntem mai buni decât înaintașii și noștri. De unde și până unde? De unde acumularea de informații produce neapărat o schimbare a eticii, a comportamentului? Nu e neapărat așa. Ori Ambrozie este cel care îi spune lui Augustin, nu ești încă pregătit să stăm de vorbă despre cele pe care tu le cauți. Și în mândria lui Augustin rămâne interzis. Cum adică eu îți pun întrebări și tu nu îmi tu nu răspunzi? Este experiența pe care v-am spus poate cândva, o să rezum acum, am avut-o cu părintele Gabriel Bunge, când aveam și eu 22 de ani, eram cu Corneliu care e aici în primul rând, la München am un doi studenți el era la doctorat, eu eram la, nu știu exact la ce, eram într-un an de pregătire a masteratului și era acest călugăr benedictin care uh, a fost contemporan, coleg de clasă, cred că, cu, uh, cu fostul papă Benedict al XVI la Gabriel Bunge și avea acest ritm de viață în mănăstirea benedictină de la poalele munților alpi. și când m-am dus acolo să stau câteva luni, am stat vreo două luni, Ritmul a fost absolut uh, incredibil, te trezai la 4 dimineața, citai 12 psalmi, după aceea făceai ruminațiu, adică meditai asupra scripturii și treceai toate cuvintele pe care le-ai le le studiat prin mintea ta, lăsai cumva ele să se decanteze, după aceea participam la uh, liturghie, după aceea mâncam pe la ora 9 dimineața, eram treaz de la 4, dar eram în toată această perioadă obligat să tac. Pentru mine, totuși, o povară cumplită. Pentru că abia la ora 12, la prânz, când ne strângeam la masa de prânz și singura masă zilei era totuși un călugăr, să pot să-i spun ce am pe suflet. Ce crea această tensiune între 4 dimineața și 12? Câte ore sunt? 8? Câte sunt? 8 ore. Deci eu lucram 8 ore la cele 3 întrebări pe care le puteam livra maestrului în timpul mesei, pentru că numai la masă stătea de vorbă cu mine. Deci eu ce făceam? Esențializam, eu decantam, nu veneam cu întrebări triviale, așa cum s-a dus Augustin la Ambrozie. Ia zim -mi și mie, cum vezi chestia asta? Nu! Pregătește întrebările, elimină ceea ce este, nu știu, gratuit sau neimportant, caută să vezi tensiunea între lucrurile urgente și lucrurile importante, da? lucrurile urgente nu sunt întotdeauna lucrurile importante. E urgent să plătesc factura la Vodafone, dar nu e important pentru ca să-mi găsesc sensul vieții. E util, e necesar, e chiar urgent, dar nu e important. Și ca să pui uh, întrebări corecte, tu trebuie să stai într-o într stare de veche și să aștepți momentul oportun în relația de dialog, da? între maestru și discipol, momentul acela oportun se numește Cairos. Timpul oportun. E un timp privilegiat, un timp care naște, dacă vreți, care naște sinele lăuntric într-o nouă dimensiune. Și aici Augustin ne atrage atenția asupra tensiunii între informare pe de-o parte și formare pe de altă parte. În Cartea 6 îl vedem pe Augustin la 29 de ani. Nu știu ce făceați dumneavoastră la 29 de ani, dar Augustin terminase deja studiul lui Aristotel, al lui Cicero studiul neoplatonicilor, toate desfrâurile pe care vi le puteți imagina, unii sugerează Giovanni Papini că ar fi avut și experiența iubirii homoerotice, după părerea mea este o lectură exagerată, dar, dar Augustin descoperă ceva fundamental pentru toată viața lui, anume experiența gratuității prieteniei. El are doi prieteni, Alipius și Nebridius, care îi oferă o pregustare a veșniciei în starea de tihnă și de liniște pe care o ai în preajma unor prieteni. Ce este prietenul adevărat? Este cel cu care nu faci negoți, este cel pe care îl ai alături nu ca să obții ceva de la el, Prietenul adevărat este cel care te odihnește. Și cine te odihnește cu adevărat? Cel care nu îți cere să mai porți o mască. Sigur, nu ne referim aici la textilele de pe fața dumneavoastră. Omul care îți cere să ai un rol social mereu în fața lui, să validezi tot soiul de prejudecăți, nu este prietenul tău. Omul, în schimb, care spune relax, fi tu însuți, acela îți este prieten cu adevărat. Și acești doi prieteni urmează să aibă o contribuție esențială în transformarea lui Augustin. Deci Monica și prietenii. Alipius și Nebridius. În cartea a șaptea, Augustin are 30 de ani. A respins deja maniheismul, a respins zodiacul și determinismul astrologic, cunoașteți cumva emisiuni la care românii se uită și unde se vorbește mereu despre zodiac, astăzi zodia berbecului nu, va câștiga niște bani și așa mai departe. Eu sunt în zodia berbecului, eu sper să vă cumpărați cărțile de rigoare, am încheiat momentul publicitar viața interioară, spuneam, îl frământă în continuare, el, de el depășește materialismul, depă depășește senzualismul, depășește maniheismul, depășește determinismul astrologic, depășește scepticismul și chiar și neoplatonismul. Vă dați seama că se află în preajma marii convertiri. De asta aș vrea, acum, foarte pe scurt, să reținem uh, atitudinea Monicăi față de, față de fiul său. Ok, ești în căutare, nu am să te judec, dar stai în tensiunea întrebării. Și noi uneori nu suntem mulțumiți pentru că avem prieteni care nu sunt complet edificați, care nu sunt cu noi în biserică, care nu citesc același cărți, care nu se uită la aceleași filme, care nu au aceeași pietate, care nu laudă pe Dumnezeu ca uh, Augustin din Salmi dar care sunt pe, pe, pe drum, care sunt pe cale, care au experiențe spirituale în afara spațiului creștin. Aceia trebuie respectați și prețuiți pentru că sunt în tensiunea unei întrebări. Ei n-au părăsit interrogativitatea și au o stare de receptivitate, de deschidere care merită salutată. Cel puțin Monica așa se poartă cu fiul ei. Așteaptă, are răbdare și așteaptă clipa în care, într-o vilă, da, într-o vilă, acum, o găsit și acum lângă Laco Maria sau cum este? La, uh, uh, Santa Maria Maggiore la Maria Santa Maggiore, Santa Maria Maggiore, -mă, din nordul Italiei. Este o vilă, sau în orice caz este o localitate, cum unde, Casiciacum, iertați-mă, unde Augustin are șansa să fie găzduit de unul dintre prietenii săi. Și cu asta intrăm, vă rog să vă uitați, da, în cartea a opta, în lectura într-o primă lectură, Da, Cartea 8 Pagina 351 Cine o are? Sau 349 Aveți? Unii dintre dumneavoastră măcar Are cineva? Pat deci pagina 349 Capitolul al 3 treilea... da, Ne uităm doar la pagină La, sus, la susul paginii 351 Ok. Aș vrea să discutăm în această seară, pe scurt, trei, trei experiențe ale convertirii esențiale din, din, din confesiuni. Data viitoare, când ne vedem joia viitoare, la aceeași oră, tot aici, o să discutăm temele filozofice. În primul rând, problema temporalității și contez foarte mult pe prezența domnului profesor Mesaroș. Dar acum, pentru că știu că vă așteptați la, la esența poveștii, aș vrea să discutăm despre trei... Trei momente fundamentale din cartea aceasta, din confesiuni. Primul, relatarea convertirii unui intelectual. Cum arată, domnule, convertirea unui intelectual la credință? Pentru că intelectualul, prin, ex, prin, prin excelență, este critic, este sceptic, este plin de întrebări, este opusul pescarului naiv. A doua ipostază este convertirea unui țăran. Deci două, două figuri îl, îl marchează pe, pe Augustin. În, în, în cartea 8-a, o să revenim imediat la text, primul este Marius Victorinus și al doilea este Antonie cel Mare. Primul este savant și al doilea este călugăr forestier, ar spune unii, țăran. Agramatos. Neșcolit. Neînvățat, ne spune cel puțin Atanasie cel Mare, cel care a scris viața. Și în această poveste vreau să vă imaginați uh, următoarele relatări. În primul rând, fără să exagerez, care credeți dumneavoastră că este cel, cel mai mare intelectual din România astăzi? Care nu-i creștin? Greu. Greu. Greu să, 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 să alegem un nume, da? Dar hai să ne gândim poate în mediul filozofic, Constantin Noica, da? Nu era neapărat un creștin asumat. Nu știam despre el că e un creștin care merge la biserică. Nu, nu l-a văzut nimeni, propriu zis. Da? Nu înseamnă că nu era atent la chestiunile de ordine metafizică. Dar nu era un creștin practicant. Constantin Noica, să spunem, da? Sau în perioada interbelică. Mircea Eliade. Hai să rămânem la Eliade. Zic eu că Eliade e și mai apropiat de ceea ce caut. Mircea Eliade, un om fabulos, ca putere de cuprindere. Un om care la 70 de ani a fost aplaudat de 2000 de membri ai Academiei Belgiene, regale, de științe. Când ai fost tradus în 30 de limbi, când ești profesor la Universitatea din Chicago, când ai debutat la 17 ani cu romanul adolescentului Miop, când ai fost pe la toate universitățile mari ale lumii, când ai tradus din sanscrit patanjali și când știi practic totul despre memoria religioasă a umanității, când. Se publică enciclopedia religiei coordonată de Mircea Eliade în 1984, 85, 86, și tu uh, primești acești lauri? N-ai cum! N-ai cum să nu crezi despre tine că ești uriaș! De altfel, Eliade în jurnalul lui Portughez se și compară cu Goethe. Nu cred că era un om modest. Da? Nu putem spune despre Eliade că era un om modest. Și acest personaj, da, să ne imaginăm, în, în, în zilele noastre sau în uh, perioada interbelică, se zvonește că s-ar fi convertit pe bune la creștinism. Acest Eliade, să spunem, al epocii uh, augustiniene, este Marius Gaius Victorinus. E un tip formidabil, educator, retor, filozof neoplatonic. Gândiți-vă că omul avea statuie în forumul roman. Cum e să te plimbi în timpul vieții tale? și în forumul lui Traian, mai precis, să vezi statuia ta, ridicată în anul 300, să nu greșesc, 54. Traducător din Aristotel, din Plotin, din Porfir, Logicianu, un tip formidabil. A tradus categoriile, a tradus despre interpretare și ți se face statuie. Când Iulian Apostatu spune, voi creștini n-aveți voie să predați în școli, da? El protestează și renunță public la funcția de retor în școala romană și devine creștin. Atât de mult încât scrie cărți în apărarea lui Apostolului Pavel, a crezului Nicean, împotriva lui Arie. Multe cărți. Da? Puține au rămas uh, în circulație, dar foarte multe cărți au fost scrise de acest Marius Victorinus. Dar avea o problemă tipică pentru intelectual. Știți care era? Nu! Nu-l găsea în biserică. Nu venea la biserică. Domnule, scria cărți încă Îl comenta pe Pavel. Scria despre crezul de la Nicea, dar nu îl vedea în biserică. Și vine în uh, acest uh, pasaj foarte important, Augustin să ne spună: Da? Vine ziua în care, până la urmă, un bătrân, un om fără instrucție cu numele său Simplicianus după numele său, vă dați seama că era un, un om neinstruit îi spune așa Marius Victorinus bagă-ți mințile în cap tu nu ești creștin, cum ai că nu sunt creștin? Păi am scris, am mărturisit Dom'le, nu ești creștin și zice așa pagina 345 confesiunile capitolul al doilea zice așa după cum mi-a povestit Simplicianus, bătrânul, creștin, Victorinus citea Sfânta Scriptură și cerceta cu multă atenție și cu dorința de a pătrunde înțelesurile toate. Dar nu în public. Ați auzit în vremurile din urmă, nu? Tensiunea asta între public și privat, oameni care în privat îți spun multe și în public. Poate există o multinațională, o companie care îl amenință că nu mai are job dacă spune tot ce crede, nu? Poate că dacă faci o postare pe Facebook, Poate e cenzurat. Poate-și primește un strike pe YouTube că zice ceva, că nu e în acord cu standardele comunității. Și atunci suntem în privat, teribil de dispuși la orice discuție. Dar în public? Nu. Și ce zice? Că era creștin cu discreție. Și zice Simplicianus: Nu te voi crede că ești creștin și nu te voi socoti numărul creștinilor decât atunci când te voi vedea în Biserica lui Hristos. Și Victorinus, speculativ, da? deștept, îi zice: Oare zidurile bisericii îl fac pe om creștin? Și lua în derâdere pe bătrân. Până într-o zi când Simplicianus, într-o într noapte de Paști, îl însoțește pe mentorul său duhovnicesc, și ni se spune aici, anul după mult, nu, nu, nu mult după ce a primit însemnarea cu primele taine ale credinței și-a înscris numele între cei care urmau să renască prin botez spre mare amirare a Romei și spre bucuria bisericii. Cei trufași au văzut aceasta și s-au mâniat au scrâșnit din dinți și s-au ofilit dar tu, Doamne Dumnezeule, ai fost pentru robul tău, nădejdea lui și el nu și-a mai întors privirile spre lum de deșarte și spre nelegiuiri mincinoase. A venit ziua în care trebuia să facă profesiunea de credință preoții au propus lui Victorinus să-și rostească profesiunea de credință în secret pentru a nu fi stânjenit în retorica pe care o preda elevilor nu se afla amântuire și totuși lecțiile se făceau în public, atunci dacă nu s-a temut să-și rostească propriile cuvinte înaintea unei, unor gloate de nebuni cu atât mai puțin ar fi trebuit să se teamă să rostească cuvântul tău în fața blândei turme de credincioși și astfel, bătrânul Marius Victorinus S-a ridicat, când s-a ridicat pentru a-și rosti Profesiunea de credință Cei de față, care îl cunoșteau cu toții Au început să șoptească Numele lui Cu murmură de felicitare În bucuria generală Se auzeau strigăte înăbușite Victorinus! Victorinus! Îndată ce l-au văzut, au început Să murmure cu sufletire, Dar imediat după aceea s-a făcut O mare tăcere Victorinus și-a mărturisit credința cea adevărată, cu o admirabilă încredere în sine și toți voiau să-l cuprindă în brațe și să-l așeze în adâncul inimilor. Iubirea și bucuria erau cele două brațe care l-au cuprins. Intelectualul care găsește în sfârșit experiența comuniunii. Intelectualul este o ființă solitară. Intelectualul este pe propriu. Intelectualul riscă de multe ori și apreciem toate aceste lucruri dar adesea e incapabil să primească și să dăruiască iubire. Și aici Marius Victorinus, îl vedem, nu? Înconjurat de oameni simpli, primește dragostea și bucuria celor din jurul său ca și când ar fi fost un copil. O experiență fundamentală pe care Augustin o relatează în cartea a opta. A doua experiență fundamentală este cea în care Ponticianus, un om foarte avut, un om cu resurse financiare uriașe. Un om care avea vilă la țară. Și care în plus era funcționar public la Roma. Nu-i puțin lucru, nici astăzi să ai o, vie, o vilă la țară, vilă, și să fii funcționar public într-o capitală de dimensiunea Romei. Nu știu exact ce populație avea Roma, dar pe vremea lui Iulius Cezar avea cam un milion de locuitori. După Alaric, 10.000. Și în contextul ăsta... În vila lui de la țară, Ponticianus, un alt prieten pe lângă Alipius, îi spune: Hei, ai aflat de traducerea asta? Ce traducere? Păi traducerea lui Ieronim după viața lui Antonie. Cine e acest Antonie? Și ni se spune că. Suntem la pagina. 357. Discuția s-a orientat spre povestirea pe care el a început să o relateze în legătură cu Antonie, un monah egiptean al cărui nume era ținut la mare cinste între slujitorii tăi. Cine era Antonie? Era un bărbat care la 20 de ani venea dintr-o familie de bogați în Alexandria, Alexandria unde exista cea mai mare bibliotecă a lumii, să nu uităm acest lucru, aude cuvântul acela faimos, dacă vrei să fii fericit, vinde tot și urmează mie, rostit către tânărul bogat. Cum este cu putință să mă mântuiesc? El aude cuvântul în Biserică, Antonie, da, la 20 de ani, vinde tot, vinde tot și urmează mie. Omul, la 20 de ani, face exact ce aude și devine părintele deșertului, după cum știți, Antonie cel Mare e chiar o figură absolut esențială în istoria creștinismului, fondează comunități, după care este urmat de alți mari așceți, unul dintre ei Pahomie, și vestea se duce în toată lumea și bineînțeles și în lumea romană printr-o traducere în limba latină, povestea lui Antonie scrisă în limba greacă de către Atanasie cel Mare sau Atanasie al Alexandriei în contextul în care avea loc disputa ariană în secolul IV și iată povestea ajunge și în nordul Italiei. Pe vremea aceea, repet, nu exista televizor, nu exista o mijloace de comunicare și relatarea este absolut șocantă. De ce? Zice el. Pentru că, și aici apare perplexitatea lui Augustin, văd un om simplu, în stare să facă ceea ce eu, om sofisticat, deștept, educat, nu pot. Știți că rugăciunea lui Augustin în perioada asta era Doamne, dăm Duhul castității, dar nu acum. Avea o problemă, Augustin. Exact problema pe care Antonia a reușit să o biruiască, da? Dăm, Doamne, Duhul castității, dar nu acum. Cu alte cuvinte, el era expert în amânare, Augustin și îl vede pe acest tânăr, Antonie, că ajunge prieten al împăratului ceresc, al lui Hristos, prin actul lui de renunțare. Frământat de chinurile nașterii unei vieți noi, mi-am îndreptat din nou privirea spre cartea pe care prietenul a continuat să o citească. Și începe o meditație melancolică, despre cum anume, ca să-l parafrazez pe Naionescu, fiecare dintre noi duce în spate un călugăr mort. Cum anume, de fapt, în adâncul sufletului nostru, ca să-l citesc pe Eliade, n-am părăsit niciodată, nu, o peșteră din Himalaya. Asta a spus Eliade despre el. Niciodată n-am părăsit, de fapt, peștera din Himalaya tot timpul am rămas cu gândul la experiența singurătății, a detașării de cele lumești, a, până la urmă, creșterii spirituale. Și aici, în această poveste, Augustin găsește o ancoră în plus. Dar tot nu-i destul. Deci, Marius Victorin nu se convertește. Antonie cel Mare se convertește. Dar el nu poate. Ce fac cu viața mea? Cum reușesc să trec Rubiconul și să te vin creștin. Și ajungem la ultima citire din această seară. Nu, cred că ați primit copia în care el la pagina 381 ne vorbește despre lectura unei epistole Apostolului Pavel Și iată scena Suntem într-o grădină nu, nu trebuiau să fie zgomote în jur Era liniște totală El vorbea cu prietenii lui Nu erau zgomote străine Nu trebuiau să apară voci Altele decât cele Ale prietenilor Alipius îl vede pe Augustin Tulburat. Foarte interesant, o marcă creștină a experienței spirituale este, este botezul lacrimilor. Augustin plânge des, foarte des. S-a ridicat în mine o furtună uriașă, aducând cu sine un potop de lacrimi. Am simțit în inima mea gemete și țipete. Și doar singurătatea era potrivită pentru asemenea tânguieli. M-am depărtat de prieteni. Pentru că pur și simplu plângea, da? Nu mai putea să plângă de față cu prietenii. Prietenii au rămas acolo și el s-a retras într-un loc, într-un colț al casei, al vilei. Și era plin de gânduri. În ce privești, în ce mă privește, fiți atenți acum, prietenii au rămas încremeniți în uimire și zice așa, în ce mă privește, nu mi-amintesc cum am oprit, dar în grădina aceea m-am prăbușit lângă un smochin și am dat lucru, drumul lacrimilor, ca bărbat, e destul de complicat să plângi de față cu ceilalți, care mi-au izbucnit din ochi ca niște râuri. Jerfă ce ți este bine primită. Și ți-am vorbit, Doamne, atât de mult, chiar dacă nu tocmai cu aceste cuvinte, cel puțin în acest înțeles. Psalmi iarăși, tu, Doamne, până când vei sta departe de mine, până când, Doamne, vei stărui în mânia ta, nu păstra amintirea vechilor noastre nelegiuiri. Simțeam că sunt încă robul acestor nelegiuiri. În nenorocirea mea am început să strig, cât timp, cât timp voi mai spune mâine și iarăși mâine. De ce nu acum, pe dată? De ce nu, put, nu pun capăt chiar acum rușinii mele? știți vorba aceea, nu? Se face un an de când de mâine merg la sală. Se face un an de când de mâine mă apuc de un obicei sănătos. Suntem experții amânărilor. Și Augustin își dă seama de asta. Și cu o inimă zdrobită de amărăciune, dintr-o dată, exaifnes, nu cum spun neoplatonici, dintr-o dată am auzit un glas. Ăsta e Augustin. Nu e oricine. Iertați-mă. Nu este baba rada lui Petrezuția. Nu este o femeie simplă care aude sau are halucinații. Este Augustin, intelectualul critic. Este Augustin care a trecut pe la Școala Filozofilor. Este Augustin cel care știe să deosebească între aparență și esență. Și iată, zice, am auzit un glas care nu știu dacă venea din casa de alături, nu știu dacă era glas de băiat sau de fată, dar repeta într-una în latinește tole lege, tole lege. Ia și citește, ia și citește. Deci pe masă, în casă, era o carte. Erau epistolele apostolului Pavel. Prietenii erau departe, într-un colț, stânjeniți de lacrimile lui, iar el, cu privirea spre grădină, aude o voce insistentă, tole lege, precum un cântec, imediat mi-am ridicat fața și am început să mă gândesc oare nu sunt copii prin preajmă cu jocurile lor stăvilindu-mi nevala lacrimilor m-am ridicat pe semne era în genunchi spunând că aceste cuvinte nu pot fi altceva decât o poruncă dumnezească. și se duce cum ar veni nu? aici și ia cartea cum, care era închisă și o deschide și când se uită în ea, da? Ce, 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 pasaj este în prim plan? Să umblăm în plină zi cu bună cuvință, nu în spețe și beții, nu în desfrânări și destrăbălări, nu în certuri și rivalități, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu vă îngrijiți de îndestularea poftelor trupului. N-am dorit să mai citesc în continuare deloc nici nu mai era nevoie. La capătul lecturii acestei fraze, lumina primită a risipit tot întunericul îndoielilor mele. A luat hotărârea. Mă predau. Gata, destul cu amânările. Pot fi și eu creștin. Pot fi și eu ca mama mea pot fi și eu ca Antonie, pot fi și eu ca Marius Victorinus. Poveste extraordinară, dragi prieteni, și lectura mi se pare esențială. Mă bucur că v-am dat această copie. Evident, urmează după această convertire, foarte pe scurt și cu asta închei, după cartea 8, cartea 9, el este primit în biserică și mama lui moare de molimă la 55 de ani, destul de devreme, L-a născut la 23, deci mama lui avea 23 de ani când l-a născut. Augustin are 32 de ani când mama lui moare. Gândiți-vă la el, și-a pierdut mama, și-a pierdut tatăl, și-a pierdut fiul, pe Adeodatus, iar iubita lui, când a fost soție, era dintr-o clasă socială inferioară, iubita lui a plecat, sigur, și la îndemnul lui, și Augustin rămâne singur. E momentul în care toată viața lui se schimbă, o consacră lui Dumnezeu. Cartea 10-a deja pune niște întrebări fundamentale. Cine este Dumnezeu? Ce este memoria? Da? Care m-a însoțit în toată această căutare? Cum pot eu să găsesc o soluție la problema medierii? Tot timpul neoplatonici au căutat un răspuns la întrebarea cum anume unul transcendent ajunge în comunicare cu multiplul material, problema medierii, își găsește soluția în cristologia niceană. Cartea 9, cartea a, 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 a 11, a, iertați-mă, este foarte interesant, o meditație despre începutul lumii. Deci viața lui are un nou început, da? Și ce face? Și ce face atunci când viața ta are un nou început? Meditezi asupra începutului creației. E ca și când tu rescrii povestea vieții tale Citind povestea creației lui Dumnezeu și e foarte interesant ce are de spus despre cartea Genezei, o carte absolut remarcabilă, cartea Genezei. Mi-am notat aici a new beginning requires the study of a, of a theological beginning, după care avem cartea a 12 -a, problema cerului și a pământului și cartea a 13 -a, zilele creației care se încheie Cartea aceasta, 13, și toată cartea se încheie cu o meditație despre odihna noastră într-un Dumnezeu. Sensul fundamental al vieții este să te odihnești, să te bucuri de pace, să te bucuri de liniște, să te bucuri, de fapt, de iubire. Această carte a fost încheiată în 399 și a circulat în regim de samizdat, putem spune, adică oamenii o copiau, era extrem de scump o carte. Trebuia să tai multe vite ca să nu tipărești, nu? ca să produci o carte. Existau diferite tipuri de suport. Cartea începe să circule și pur și simplu cucerește inimile foarte multor uh, creștini. Ea ajunge să fie citată și în răsărit și în apus. Augustin devine episcop, preot al unei comunități din Hipona și uh, poate cel mai important teolog al uh, al epocii sale. Din punctul meu de vedere, Augustin trebuie citit o viață întreagă, nu doar într-o lună de februarie anului 2021 și argumentele pentru care merită să-l citim pe Augustin vor veni cu asupra de măsură și mai departe în a doua parte a discuției noastre, în care vă invit să aveți întrebări și, de asemenea, săptămâna viitoare când avem o discuție tematică despre problema memoriei și despre problema eternității la Augustin. Data viitoare vom vorbi despre aceste cărți filozofice, acum am vrut să vorbesc despre cărțile, să spunem, biografice și The Floor is Yours. Cum vi s-a părut, ce v-a reținut, ce v-a captat, ce comentarii aveți de făcut, istorice, teologice sau de alt tip. Cred că avem și un microfon, nu? Darius? Asta de la mine. Ok, păi ridicați mâna și eu repet întrebarea pentru ceilalți. Sau comentariul. E foarte cald? E prea cald?